zici așa ceva, că mă... Mă face pe șira spinării. De ce? Da, da, eu da. Aoleu, alta, bă, ieșiți, mă, îmi puneți întrebările astea, că e ca și cum scârge așa. Nu, niciodată, pe cuvântul meu de onoare. Asta noaptea, când se aprind luminile, tu îți dai seama cum este? Da. Ia uitați ce vedere aici, ce vedere. Deci... Ilieus de sus, așa se vede Ilieusul de sus. Acesta este noul pod construit. Și aici avem o bisericuță foarte veche, una dintre primele biserici construite, pentru că în această zonă au venit portughezii prima oară. Ce priveliște mișto, noi am venit exact aici pentru a vedea acest spațiu. Este vorba de un restaurant care a fost dezafectat și să vedem despre ce este vorba. Vă ținem la curent, vă povestesc. Ia uitați ce loc. Este un loc părăsit în centrul orașului cu o priveliște senzație. Uitați ce priveliște, da? Și acest loc este un fost restaurant care este de vânzare. Suprafața nu știu, are două etaje, are și un etaj de desubt. Și uitați priveliște. Vă dați seama ce mișto ar merge aici, a redeschis acest restaurant. Exact aici avem acea bisericuță și e mare. Vă vedem cum arată și pe afară. O străduță liniștită. Și proprietatea vine din acea clădire. Aceste trei garaje sunt incluse. Continuăm cu toată fațada până în acel zid. Deci sunt vreo 40 și ceva de metri de deschidere la stradă, plus cu o vedere de Înțepenești. Ia uitați aici, vedere. Doar vă rog să vă imaginați acest restaurant, că este funcțional, poți să mănânci ceva, poți să-ți bei o cafeluță, să stai așa la un lunch cu o muzică frumoasă. Ce preț credeți că are? O să vă spun în vlogul următor, dar acum vă rog frumos comentați-mi în comentarii, vă rog frumos, vreau să vă aud părerea. Prețul acestui restaurant, da? Am mai venit să vedem o casă și vreau să... Am căzut pe spate realmente, am alunecat când am văzut ce e. Am modelul, am modelul! Da, el e prietenul nostru Izodoro, cu care ne plimbă pe zonă. El este un om foarte mișto, este profesor și are o universitate aici în Ilieus. Deci o casă superbă. Vă rog frumos prețul acestei case în comentarii și eu în vlogul viitor vă voi spune. Nu putem intra în casă pentru că este doar băiatul care are grijă, proprietarea este plecată, dar uitați ce priveliște, bine, o grădiniță aici de o superbitate și ia uitați vedere, da? În curte. Ia uitați aici. Uitați că și aici mai sunt, aici este un râu, da? Care continuă. Deci, această casă are o priveliște de vreo 180 de grade, râu cu podul și cum se varsă acest râu în ocean. Deci este genială priveliștea, 180 de grade. Deci mai mult, pentru că această căsuță sunt niște camere pe care le are de închiriat în regim Airbnb. Vorba aia. Ceva superb. Ia uitați, aceasta este intrarea în casă și nu spune nimic ce se află de după. Frumos este numărul casei, 333, da? Și
Ieși. Aceasta aici se înfundă strada. Gata, să mergem. Ia uitați, am venit să ne bem și noi cafeluța la un... Aici este... Yacht Club din Ilieus. Acesta este celebrul George Amado, într-o poziție de gânditor. Și aici este portul de andocare al embarcațiunilor. Uitați, acel este garajul nautic, unde sunt andocate, sunt, e cuvântul corect, dar nu n-aș fi sigur. Parcate, să le spun, bărcile. Iar acesta este restaurantul clubului. Este încă foarte dimineață. Este doar 10 la noi. Noi ne continuăm vlogul cu o mică mâncărică. Unde? Unde mă la vinuga, mă, ce râde, cum pun camera pe ea. Mă, mam, unde ia zi? Tot timpul mai e prin surprindere. Păi dacă tot timpul mănânci când venim să mâncăm. Poți să-mi prezinti și mie meniul tău? Că asta înseamnă un vlog. Asta înseamnă un vlog, până la urmă și până la coadă, vezi? Nu? Păi mai muncim și noi astăzi, noi ce facem față de oamenii și nu le arătăm concret, ce le arătăm aici? Am mâncat niște sose. La mine nu se ține bine de vlog. Nu te ții bine de vlog, pune mâna pe el așa. Mă fac să mă simt vinovată, Gabriel. Termină prostile. Bun, deci eu am luat aici, nu știu ce este, este cu creveți și dovleac, cărniță, o tonă de fasole, peștic, fasole, salată, peștic și iarăși sălățică. Lavinia ea mănâncă sănătos. Nu, că ea mănâncă sănătos. Am și salată, Gabriel. Și eu de altfel. Am salată. Da. Ia uitați. Deja avem Gabriel aproape peretele deci, întreg. În prima cameră. Cioc, cioc, cioc. Cioc, cioc, cioc. Aici vom avea un pat. Aici vom avea un pat. Pentru că aceasta va fi o cameră cu geam foarte mare. Vom pune geamul. Vom avea un geam înalt, gen ușă, dar ea nu va fi ușă. Vom forma din patru. Pa, pa. O să fie frumos, o să fie frumos, o să vă placă. Da. Și acum ne-am întors de la treburi în alte treburi. Artă, domnule, artă. Artă. Unde mergem? Mergem repede, repede. Unul care încotro. Eu plec cu Carla, să o las la și cu Ana, să o las la orele de teatru pe care le are la circ. Și Lavinia pleacă cu Aris ca să dea și o tură pe plajă. Cu calul. Aris, treci în camera ta imediat. Ai grijă că sunt niște porpi aici, să nu le... Ana, ești pedepsită. Treci în camera ta. Unde? Păi dacă unde o să fie căsuța asta, o să punem o piscină. Da, o să fie frumos când o să fie toată cu... Ia uitați, piscină. Piscină, cu becul, cu aranjat, cu... Aici... Acolo verde, 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 verde. Nu mai verde, nu mai plante, nu mai bocanvilia, băgăm, nu mai... Tropical. 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 Floare, culoare, vreau culoare, vreau papagal, vreau maimuțe, asta vreau. Frumos a pus. Frumos a pus. Vă lăsăm pe Lavinia, cu șaua, cu mâncarea, cu restul lucrurilor. Ari s-a dus să pescuiască calul, eu m-am dus să pescuiesc pe Carla. Sunt cu Ana.
și în mașină nu știu ce mi-a pregătit Carla. O să vă spun imediat. Imediat. Carly! Ce să filmăm? Nu știu. Filmez eu. Păi nu știu. Ce să filmezi tu? Filmăm vlogul de mâine. Am n-am. Da, de ce trebuie să stau în față? Mie să filmează ceva. Filmăm am n-am cu tata. Că a fost cu mama. Ci că am n-am. Că te-am văzut cu niște întrebări. Ne pune Carla niște întrebări și noi vom face vlogul de pe canalul Carlei. Da. Hai să vedem cum e treaba asta. Continuăm aici și... Pa! Gata, haideți să mergem. Suntem întârziați, Carly, nu? Pare rău. Gata, hai. Hai să punem șaua. Șaua și tu. Opa! Bine. Cum e fără șa? E tare. Mai bine? Nu mai bine, dar e tare. Adică nu ai putut. Că trebuie să ai forță la picioare. Acesta este vlogul am-n-am cu tata. Adică este vlogul Carlei, pe care îl puteți vedea jos. În descriere. În descriere și... da! Trebuie să alerg! Alerg, mă! Hai că cu ocazia asta și fac o ora de alergare, nu? Da! Cum? Cum a fost să alerg noaptea? Mișto. Voi ce ați făcut? V-ați plimbat cu calul prin sat? Am scos calul la păscut. Da? Păscut de noapte. Bravo! Da. Da, ce să mai... După... După amnamul Carlei, eu am apărut.